Macaz de salvare. Vai biet de tine! Cine, Doamne iartă-mă, te-a pus să bați cale lungă drum de fier pentru o rudă bolnavă care abia de te recunoaște greșindu-ți numele la mod flagrant repetitiv și de ce? Să aibă ce te împuia cu detalii jetant penibile, de le știi pe de rost mai bine decât ea și nici că vrei să le mai auzi, să-i ții de urât când mai urât chiar ea îți face, să zică de boală și spital și doctor, tu fiind gata să cheme o ambulanță doar să scapi cumva? Ah, ce mai zi! Cât pe ce să nici nu se termine. Ferice de gafa delicată necunoscută ce te-a confundat atât de bine, încât din vorbă în vorbă ai și fugit cu ea, nemai contând trenul, locul, direcția. Ferice de tine, biet păcătos, ce nu vezi poterea pornită pe urmele voastre. Iluzia chemării. Vorbe cad ca ploi de soare peste mine, sunt pe gânduri și mă îmbie și mă cheamă către strada ta. Zvon de cântece se aude peste strada mea pustie și mă cheamă și mă duce înspre casa ta. Vise, gânduri vin și pleacă, anunțându-mă că e timpul să pornesc și să sar gardul către drumul tău. Frunze în ploi pavează calea ce mă duce mai departe, mă ghidează și mă poartă înspre visul meu. Remember, după 70 de ani, într-una din zilele lunii octombrie a anului 1948, argeșenii, cu harul scrisului, au înființat primul cenacul literar din Pitești, funcționând sub denumirile Orizonturi Noi, Alexandru Sahia, Fundația Culturală Liviu Rebreanu. Numeroși poeți, prozatori, cadre didactice și publiciști de astăzi îi cunosc istoricul, contribuind și astăzi la continuitatea istoriei, asigurându-i viitorul. Ședința de constituire a fost condusă de către tânărul pe atunci consilier, tânăr și astăzi, de fapt, în ceea ce privește multe calități ale domnului Ghițescu, deci este vorba despre tânărul pe atunci consilier cultural județean, venerabilul scriitor de astăzi Mihai Ghițescu, dar venerabil în sensul stabilit de dicționarul explicativ al limbii române, omul care inspiră cel mai profund respect, vrednic de stimă, de considerație. Deci autorul volumului memorialistic Pagini alese, sursa acestor rânduri. Ideea unui cenaclu a fost lansată de către o grupare literară alcătuită din Ludmila Florea, poetă, Dumitru Albota, prozator, Drăghiș Mărgineanu, critic literar, Ion Handrea, folclorist, Ion Cruceană, publicist și folclorist, din câte am citit în alte surse, și Emil Lerescu, compozitor, care cocheta și cu literatura. Obținându-se aviz favorabil din partea tovarășului pe atunci, Puiu Iordache, șeful secției de propagandă a județenii de partid, s-a aprobat și lista participanților. E o listă destul de cu numeroase nume, astfel încât nu aș spune că nu am respect pentru aceste nume, dar trecem mai departe cu precizarea că acesta a fost începutul, aceștia au fost inimoșii ispitiți de mirajul cuvântului scris, pentru care astăzi verbul a fi nu se mai conjugă la timpul prezent. Se cuvine să urmărim îndemnul singurului supraviețător al celorlalți fondatori, contemporanul nostru Mihai Ghițescu. Și de ce să nu fac precizarea pentru telespectatori că atunci când citesc, dumnealui se află în mijlocul nostru. Și dacă cumva există dezmințiri la ceea ce eu spun, atunci asigur că toate vor fi infirmate de domnul Ghițescu. Și spune domnul Ghițescu următoarele: ori de câte ori se deschide o fereastră spre trecut, să ne amintim cu recunoștință, respect și stimă de cei a căror trecere prin această lume a lăsat o urmă inconfundabilă și neștearsă. Vă amintiți, domnule profesor Ghițescu, despre această afirmație scrisă de dumneavoastră, pare mi se chiar în paginile alese. Să ne amintim așadar, până nu intrăm noi înșine în amintiri, iar celor acum prezenți, a căror viață este consacrată științelor, artelor și culturii, să le arătăm întreaga noastră prețuire atâta timp cât ne vom putea vedea și auzi unii cu alții, nu după.
La adunarea generală din 1952 s-a hotărât ca cenaclul să ia numele lui Alexandru Sahia, iar după Revoluție pe al romancierului Liviu Rebreanu, condus cu profesionalism de către distinsa Lora Albulescu Șerp, remarcabilă poetă și profesoară de limba și literatura română. Un alt document prețios la cunoașterea înființării cenaclului, în durerosul climat cultural specific regimului totalitar stalinist, când libertatea de expresie era complet îngrădită, îl constituie albumul omagian Cenaclul Liviu Rebreanu la 55 de ani, la cărui alcătuire profesoara Mona Volceanu, fondatoarea editurii Zodia Fecioarei, dau un citat acum, a adunat cu trudă documente din biblioteci, din arhivă, personale, texte la care a avut acces sau au fost trimise. În deplină luciditate și forță de creație, scriitorul profesor Mihail Ghițescu, autor al romanului Lidia, două volume, În amintirea soției, a volumelor Pagini alese și Destine în derivă, pregătește un nou roman memorialistic, ale cărui episoade văd lumina tiparului în avanpremieră, în paginile tinerei reviste Cuvântul Argeșean, condusă de către scriitorul inginer Nicolae Cosmescu. Poate vom afla, printre alte episoade, cum a scăpat Teafăr după îndeplinirea unei misiuni eroice în războiul antihitlerist cu avionul său de luptă. A avut noroc, spre norocul nostru, pentru a ne bucura de faptele sale. Și acum, pentru că este vorba de 6 aniversar, la mulți ani Fundația Liviu Rebreanu, la mulți ani Cuvântul Argeșean, la mulți ani Cenaclu și dumneavoastră tuturor. Marea se numea. Oare a câta idilă smulsă parcă dintr-un vis înnecată fără milă de-al valurilor abis? Oare de pe aceste maluri câte suflete au privit cum anii se sting în valuri privindu-i, tărându-i către sfârșit? Pescăruși roiesc în cercuri, pierzându-se în orizont, iar peștii în mii de feluri, oare cine ține cont? Privesc încă o dată marea, un pustiu imens și mort, dar luminesă din floarea e dragostea ce ți-o port. Încă una, stați imediat. Cea cu bunicul meu, pe care am scris-o înainte să moară. Rămas bun bunicul meu. Când ceasul morții se apropie, știind că ce a fost nu va mai fi, aș vrea ca inima să îngăduie a ține încă acele clipe vii. Apăsătoare e astăzi povara, născând durerea cruntă de a ști că atunci, poate, când va să vie vara, în cap de prispă nu te vei găsi. Piatră de temelie tu ai fost pentru cel ce se vrea a fi integru și îți mulțumesc că ai sădit un rost pentru ghidon și carouri alb-negru. Căci tu mi-ai fost și tată și bunic, copilăria mi-a umplut cu prezența și acum rămâne doar să-ți dedic un ultim vers să-ți amintesc absența. Toamnă Piteșteană, te iubesc, m-ai cucerit cu bogăția ta, ești ca un anotim firesc, din mustul tău aș tot bea. Mă prim cu tine la braț, pe alei încărcate de roade, miros din parfum cu nesați, tarabe privind cu cai scoade. Pe retină se imprimă culoare, de pe coline argeșene însorite, din arămiu depus de boare, în gusturi și arome neprețuite. N-am atâtea vorbe frumoase, să saturi simțuri tomnatice, universul le-a pus pe mese la mulțim de guri harnice. Din loc în loc pognesc castane, alături de grătare cu frigărui, semne de bogăția unei toamne, daruri sfinte la îndemâna oricui. Simt nevoia să mulțumesc cerului, să mă închin pământului arat, candele se aprind Domnului pentru toamna la care am visat. Noaptea mea nu mai e noapte, nici stelele nu mai adorm, cerul se leagă în șoapte, nici eu nu mai am somn. Visul nu mai e ce a fost, nerăbdător adorme de vreme, parcă nu-și mai are rost, se duce după cele extreme. Gândul parcă e mai domolit, împotmolit din amintiri fugare, se sprijină de timpul trecut pe amăgiri ori clipe de iubire. Șoaptele nu mai sunt ca altădat, se pierd în neant nedezlușite, cu brațele le cuprindeam de alat și să le sărut pe cusăturile știute. Parcă nu mai e nici bun sfetnic, și-a luat și ea un mic repaus, dusă să aprindă lumină în sfeșnic, face popas în creier cu haos. Noaptea nu mai e cea
ca cea a nunții, învălmășită în trecut și prezent, zbateri de insomnii pe riduri frunții, caută liniștea din somnul decent. Noaptea mea nu mai e noapte, luciri de-abia mai pot să prind, cerul acum, tot mai departe, doar eu îl aud frumos șoptind. Limba strămoșilor. Dispar moderne magistrale, fabrici, uzine și mănoase lanuri pe ogoare. În umbra zeului bancher jefuitor. Se scurge viața copiilor prin canale, în trista lor copilărie fără cer, cu peste toată viața acestui secol mutilat, un nor străin închide seara. Străine, străine sunt de noi mereu, mereu, apele, glia munții, falnici tânguiesc, limba de strămoși lăsată, țin tot ce înseamnă România. Și în dreptul său judecător a mai rămas ca o lumină pe sfântul drum izbăvitor dorit de un întreg popor. Fă, Doamne Sfinte, o minune și de mai știi cumva de noi, ascultă a noastră rugăciune și dă-ne țara înapoi. Mama, privirea ei a contopit cerul și marea dintr-o zi aurie de vară. Îmi atinge fruntea cu mângâieri mătăsăsoase, iar buzele dragi șoptesc vorba de alint. Locuiește în inima mea care îi păstrează cel mai de preț mărgăritar dragostea. Mai am voie? Da, una. Tricolor. Un steag răsfirat, mângăiat, poartă pe el trei culori, care se unduie sub lumina soarelui. În noapte, steagul adăpostește trei culori. În război, în luptă sau pace, steagul ne cheamă, ne îndeamnă, el fiind un ocrotitor de margine de țară cu bârnă de hotar. În palate, pe case, pe nave, flutură în unduire cele trei culori cu îndemnul iubiții al vostru tricolor. Viața asta spirituală este eternă. S-a născut odată cu omul și moare tot odată cu omul. Și oameni, noi ne adunăm acum, suntem în secolul 21, de la pământul are 3 miliarde de oameni. De la început omul a gândit și totdeauna a și visat. Dublați și ceva. Poftim? Nu numai trei, mai dublați și ceva. Literați. Vorbeam de oameni literați. Da. Da. Dar vreau să spun așa. Este important că vă asumați această activitate de cenaclu etalon al orașului Pitești, pentru că a existat încă din vremurile pe care le-a consemnat distinsul nostru ziarist George Mohor și a spus că asta se întâmpla în 1900. Noi asta nu puteți să vă imaginați ce a început, ce a însemnat, nu numai pentru cultură, în general, pentru civilizația românească, anul 1948, când s-a produs evenimentul cel mai puternic, adică desființarea partidelor politice, desființarea tuturor organizațiilor care existau în acea vreme, inclusiv eu știu, cenacul literar și întâlnirile, interviste, orice întâlnire, fără aprobare. De-aia George Mohor a spus câteva. Da, poate dacă se va vorbi vreodată de 1948, am să vin cu mai multe amintiri care mi se par acum foarte, eu știu, foarte importante pentru evoluția noastră, pentru secolul care se... Suntem în alt secol. Eu am trăit aproape întreg secolul 20. Noastră, cei de acum sunteți în secolul 21. Probabil că acest secol pe care eu l-am apucat doar 18 ani, probabil că sunt ultimii ani,
pe care îi mai parcurg și pentru care, eu știu, după ce nu voi mai fi, poate ar fi necesar să vă aduceați aminte de cei care au fost de către înaintași. Iorga avea dreptate, cine nu-și cunoaște bătrânii, cunoaște istoria, sunt ca niște copii care nu-și cunosc părinții. Rădăcinile. Și acest cenacul, dacă este continuatorul, orizontul noi, Sașia, Liviu Rebreanu, înseamnă că vă asumați o mare răspundere în sensul că va trebui să fiți cenacul etalon al orașului Pitești. Asta și vrem. Mă rog chiar să continuați acest lucru și pentru mine este o mare bucurie pentru că ce am început eu acum 70 de ani se continuă. Și peste 50 de ani cineva va face cronica acestui cenacul de acum, face de astăzi să... și vor consemna acolo că ați fost de față dumneavoastră aici astăzi, am fost și noi prezenți, dar peste 50, 60, 70 de ani. Până atunci nu știu, continuă. Nu știu, atunci... Când s-a înființat cenacul, nu avea voie nicio fel de organizație fără aprobare politică. Adică și atunci când s-a dat aprobare politică pentru înființarea acestui cenacul, a fost cu intenția partidului, nu a dat așa, dintr-o generozitate. S-a gândit că există încă un instrument cu care să vină în contact cu masele populare, pe care să-i condicați, să devinem un fel de, eu știu, trompetă pentru Partidul Comunist. Dar nu s-a întâmplat așa, pentru că oamenii au făcut, chiar în acele condiții, au făcut cultură. Deși se mai scriau și lucrări de astea de trompetă partinice, dar toate au pierit pe parcursul lor, au dispărut. Ce a fost consistent s-a consemnat în literatură. Scriitorii care sunt în Pitești, aceia toți au trecut prin cenacul literar Liviu Rebreanu. Se mai scria și din convingere, din convingere politică la vremea aceea. Cât dacă veți fi curios să aflați mai multe amănunte, sunt curios, sunt atâta timp cât sunt conștient și încă am capacitatea de judecată, cu toată plăcerea, împărtășesc și eu n-am cedat niciodată, n-am abandonat această instituție. Mai mult decât atât. Pentru mine important este denumirea Armorii Argeșeni. Asta este de fapt. Literatura trebuie să-i adune pe oameni, să-i împace, să-i armonizeze, să dispată fenomenul, pentru că noi trăim într-o societate acum foarte dificilă, în care se cultivă de o parte și de alta ura de gașcă, de partide și așa mai departe. Între scriitori, eu am avut contact cu foarte mulți scriitori pentru că cenacul literar nu era un cenac, am spus, era etalon pentru că avea legături cu Bucureștiul, cu Uniunea Scriitorilor, cu Iașiul, cu Sibiu, cu unde se făceau schimburi despre, cu Academia, cenacul Academiei condus de Potopin și așa mai departe. Nu e de chestia să vă mai spun. Să închei cu câteva gânduri pe care le-am consemnat, adică în timpul meu de, eu știu, de meditație, de gândire, așa, de luciditate, mă mai aplec asupra hârtiei și mai scriu câte ceva. Și am să citesc câteva gânduri. Dacă ești nimeni, fii sigur că n-ai să rătăcești niciodată. Dacă te culci doar pe ureche, fii sigur că ai să vezi numai stele verzi. Dacă noaptea de rusalii, o pasăre îți bate în geam, fii sigur că a doua zi vei pleca cu sorcova. Eternitatea e oarbă și neputându-se ascunde, o întâlnești pretutindeni și oriunde. Tu alergi după infinit, s-ar putea ajunge și ai putea ajunge la marginea lumii, un pas în plus, și te trezești nicăieri. Iar acum, la capăt de drum, speranța e pierdută, o pată de scrum, iar
versul rămâne doar o idee. Versul rămâne doar o idee sclipind în întuneric ca o scânteie. Ca să dormi bine, nu-ți poți așterne ceea ce poți dobândi numai în vis. Aud gâfâind libertatea, prăbușindu-se la marginea lucrurilor, îmbrățișind pe trotuar cuvintele nerostite. A fost odată ca acum, dar fără poteți și fără drum. Când am plecat pe o cărare, de vreme răsărit de soare. Mulțumesc. Celălalt potom. Dimineața de vreme a plecat deasupra albei chiuvete, în timp ce îmi spăl templele păgâne de pe obraz, idolii hrăpăreți de sub cloape, când îmi scutur cojile de stele din păr, mă gândesc ce bun ar fi încă un potop care să curețe faldurile istoriei de toți cei care s-au pitit pe acolo, rânjind în nasul posterității. Acum, când trădările sunt poleite cu sunătoare decorații, când iubirea se măsoară în minute, uitările sunt tot mai prezente, depărtările ne apasă umărul stâng și se repetă minciuni până devin adevăr. Acum, când arca de tinichea lui Noe trece prin băltoacele secate, sunând a gol și deșertăciune, încercând încă o dată, zadarnic, să salveze o lume ce nu se vrea salvată. Numai toamna de acum. A fost o vreme când am crezut că zilele părinților noștri sunt fără de sfârșit. A fost o vreme când am crezut că dulcele must al iubirii nu se poate transforma în otrăvită licoare și că răsplata pentru bine nu poate fi răul. Am crezut o vreme că tinerețea veșnică este mereu înlănțuită la gâtul meu ca un prețios colier. Am crezut o vreme că tu nici nu existi, că locul pe scaunul singurătății este pururi al meu. Am crezut o vreme că n-am să mai ridic niciodată fruntea, dar îmbătat de parfumul grădinilor tale, am prins în pumn roșia rază de soare. Am crezut o vreme că stelele doar pentru noi strălucesc, că fântânile doar pentru noi își piaptănă prin lună pletele jucăușe. Numai toamna de acum, ce veni ca un leac ispitei, m-a făcut să aud adânca înțelepciune din glasul pietrelor de hotar. Mai citesc una. Imposibilă întoarcere. Dimineața se întinde, căscând alene, sub așternuturile orașului tolănit lângă râu. Spre sud, câmpurile nepieptănate de rouă le miroase gura a iarbă și grâu. Dincolo de nepăsarea luminii de sus, îngerii stau la taifas și cafele. Își scutură plopii cu sârg și fiori, mantia murdară de vise și stele. Încep încă o zi ca un pepene copt, cu dulcele must curgându-mi pe barbă. Deși aș dori să fiu tânăr și prost, să adorm fericit lângă firul de nalbă. Mă apasă de sus rutina de cer, deși mi-este viața un joc de mărgele, și începe departe, după crângul de roșii măceși, cezarea o bate cu rugi și nuiele. Și-aș vrea să mă întorc, să trăiesc ce-am trăit, ca un fluture în zbor visând la gogoașă, la clipa în care, copil, pe un zid, desenam cu o cretă o viață uriașă. Te zăresc în toate cele. Tu ești altfel, domnișoară. Ai ceva dumnezeiesc. Și-mi pare că te zăresc în tot ce mă înconjoară. Și în umbră, și în soare, și prin aer, și în ape. Mai departe, mai aproape,
fie cald, fie răboare. Te zăresc în strop de rouă printre faldurile ceții, în negura dimineții când se crapă de zi nouă. Te zăresc coborând dulce printre picături de ploaie care cad din cer și roaie dragostea să ne inculce. Te zăresc lunecând calmă printre fulgii de zăpadă pe care nu îi las să cadă și mi se topesc în palmă. Te zăresc și în petale și în aripile de fluturi, parcă în vânt părul ți-l scuturi și împreștiți scântei în cale. Te zăresc și privind cerul cum îți face chip din stele, noaptea dorurilor mele, adâncind mai mult misterul care te învăluiește într-o aură divină. Și mai e și luna plină, ah, cum mă nebunește! Nu uit. Nu uit clipele de extaz pe care azi nu le mai am. O mângâiere pe obraz la care nu mă așteptam. O licărire în priviri pe care doar eu s-o percep. Sau dulcile împotriviri când mă făceam că nu pricep. Ori zâmbetul abia schițat pe care în mers mi-l aruncai. Sau clipa când m-am îmbătat cu tău parfum cu iz de rai. Nu-i nimic din tot ce a fost și vai, în veci nu va mai fi, dar nici vremea când, fără rost, ignoram verbul a simți. Mai stai. Mai stai tu, dulce clipă, de ce te tot grăbești? Hai să mai depănăm vreo amintire, rememorând nespusele povești din cartea necitită de iubire. Încearcă să te oprești un pic din mers, să te transformi într-o eternitate, șezându-mi și în față și în spate, concomitent, ca într-un vis pervers. N-ai obosit atâta alergând, nu te-ai mai săturat să tot transpiri? Oprește-te măcar la mine în gând, în numele străvechilor iubiri. Și vreau să închei cu o poezie de sezon, pe care am scris-o cu gândul la Marius Chiva și că vi-o dedic. Toamnă brașovean. Niciunde toamna nu e mai frumoasă ca în Brașovul dorurilor mele, unde mă întorc mereu cu drag acasă, de oriunde aș fi, din zboruri printre stele sau din adâncul negrelor depresii, atras irezistibil de castanii cu care îmi place să mai schimb impresii, sub tâmpa, în luna, când mi-adaug anii. De dimineață până către seară, totul în jurul este un pastel și miroase pe la prânz avară, sub soarele plăcut de brumărel. Oriunde aș privi, în orice parte, spre tâmpa, stejeriș sau spre schei, spre dealul cetățuiei sau spre varte, văd frumuseți pictate doar de zei. E o binecuvântare să privesc la sinfonia frunzei ruginite, știind că în Brașov mi se odihnesc pe veci de veci ființele iubite. Dar nici când toamna n-a fost mai frumoasă ca în acest octombrie senin, în dragul meu Brașov, la mine acasă, unde visez mereu cam să revin, poate și după acel sfârșit. Amin. Noapte nebună, te iubesc. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, te iubesc. Dă-mi un mesaj cu noapte bună. Dă-mi un apel cu te iubesc. În rătăcirea mea nebună, pe tine doar să te găsesc. De pleci, uitarea mea răzbună, soarta-ți va pune în nefiresc. Vei afla doar noapte bună, nu vei afla că te iubesc. Îți torn pe pe noapte bună, îți spăl buzele, te iubesc și scând din diafană strună pentru sărutul ce primesc. Ca păsările ce se adună în stol din zare când sosesc, aștept din cuib un noapte bună, aștept în zbor, te iubesc. Dorești în vise noapte bună, dorești în patim, te iubesc. Când zeul Ra stă să apună și gândurile se unesc. Din stele vreau să-ți fac cu lună, în raze ochii să-ți privesc.
Când nu-mi vei spune noapte bună, dar îmi vei spune te iubesc. Te pierd un timp când noapte bună, te regăsesc când te iubesc. Și știu că tu adori cum sună în versurile ce-ți șoptesc. Când inimile se împreună și dragostea e un drum firesc, te iubesc, este noapte bună, iar noapte bună, te iubesc. Cine ești, cine sunt? Ești marea cea mare, iar eu sunt un val. Ești navă cu pânze, iar eu amiral. Ești soare fierbinte, eu luna cea plină. Ești floare de câmp, iar eu o albină. O flacără ești, eu tăciune mocnit, comoare ascunsă, eu cel ce-am găsit. Ești vinul cel dulce, eu clipa cu dop, ești ploaia din nou, eu numai un strop. Ești vița de vie, iar eu sunt o mană, ești un elixir, iar eu sunt o rană. Ești stea între stele, iar eu întuneric, ești blândă și bună, iar eu sunt coleric. Ești apus de soare, iar eu sunt un nor. Ești vântul ce suflă, iar eu un condor. Ești aripa întinsă, iar eu sunt o pană. Privirea senină, iar eu doar o geană. Ești muntele sacru, iar eu sunt o piatră. Ești pâinea fierbinte, iar eu sunt o vatră. Ești spicul de grâu, iar eu un morar. Ești mare vedetă, iar eu un circar. Ești lacrima caldă, iar eu un copil. Ești o poezie, eu versul subtil. Ești marea iubire, eu doar o poveste. Ești fulgul de nea, eu albul pe creste. Ești cartea de aur, iar eu o idee. Ești focul cel veșnic, eu doar o scânteie. Tu ești ca un fluviu, eu sunt un izvor. Ești piesa de teatru, iar eu un actor. Ești cerul albastru, eu dâră de fum. Tu ești carnavalul, iar eu un costum. Ești licăr de viață, iar eu o părere. Ești doar bucurie, iar eu doar durere. Ești negrul pământ, iar eu sunt un plug. Ești cel ce muncește, iar eu sunt un jug. Ești lumea reală, iar eu un păcat. Tu ești prea frumoasă, eu gândul uitat. Ești pomul cu fructe, iar eu doar o umbră. Ești masca cea veselă, iar eu cea sumbră. Ești sarea bucată, eu bobul cel mic. Ești tot universul, iar eu sunt nimic.